Bună seara! Hei, 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 Suntem live din nou! Ce faceți? Bine ați venit, dragilor! Bună seara! Bine ați venit la un nou live! Mă bucur foarte mult că facem iar un live, pentru că ce s-a întâmplat data trecută mi-a plăcut foarte, foarte, foarte mult. Aș dori să mă scuzați o singură secundă, pentru că am ceva de făcut de ordin organizatoric, ce să facem, asta este social media, este alături de noi. Nu vreau să vă ignor sub nicio formă. Bună seara! Așa. O singură chestiuță am de făcut, dar eu sunt aici cu voi, să știți că nu v-am părăsit nici măcar o secundă. Sunt aici, sunt aici, sunt aici, sunt aici, sunt aici, sunt aici. Imediat, 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 imediat. imediat. Um, sunt aici cu voi. Oh, nu, oh, nu, sunt aici. Bună, Roxana, imediat! N-am părăsit pe nimeni, promit! Oh, nu! Nu mă auziți? Cred că mă auziți! Imediat sunt alături de voi. Ia să vedem. Bună, bună tuturor, mă auziți? Bună, bună, mă auziți? Mă auziți? Sunteți aici, eu sunt aici. Imediat, imediat. Imediat am să vă acord toată atenția mea doar o secundică. O secundică voi fi imediat. O să mai, mai zic de multe ori imediat. Ia să vedem, dacă am făcut treabă bună. Să vă spun ce s-a întâmplat. S-a întâmplat că este răcoare. Și eu am, am crezut că pot să stau cu luminile acestea, cu părul pe spate, fără aer condiționat. Se pare că nu pot. Noroc că Mihai mi-a pregătit aici totul și o să trebuiască să spunesc că aer condiționat pe 1 octombrie. Doamne, suntem în 1 octombrie. Ok. Mă mai plâng mult, probabil că da. Bine ați venit, gata. Uh, sper că am făcut. O, sper că am făcut totul așa cum trebuie. Așadar, dragilor, ne-am întâlnit să discutăm de, despre cărțile lunii uh, septembrie. A fost iar o lună ciudată, nu înțeleg de ce, probabil pentru că nu a venit frigul și pentru că este foarte cald în continuare. Mă rog, astăzi a fost în București un pic mai răcoare, însă fiind ora 93 minute, eu sunt obligată să punesc aerul condiționat. Filmez de pe un, mă rog, sunt în live cu voi de pe un alt laptop care are ecranul mai, mai wide, mai mare și m-am făcut o inimioară aici, special pentru voi, să vă mulțumesc că sunteți alături de mine. Sunt emoționată pentru că o să mai dureze puțin până o să mă obișnuiesc să fiu așa, ca la emisiune. Bună seara, dragii mei! Bună seara! Bine ați venit! Astăzi vom discuta despre cărți. Ce surpriză! Voi ce faceți? Cum sunteți? Cum a fost ziua voastră? Suntem la început de săptămână, la început de lună. Vă urez o lună minunată! Răcoroasă, călduroasă, fiecare cum, cum vrea care mai dorește, care mai portește, mie mi-ar să vin odată frigul, pentru că simt că nu mai suport. Suntem în continuare în rochie, în rochie, în octombrie. Roxana spune că îi place rujul meu. Mulțumesc foarte mult și mie îmi place. Am scos rujurile de toamnă, în speranța că vine toamnă. <laughs> da, mulțumesc. În orice caz, mă bucur că sunteți aici mă temeam că nu o să funcționeze chestia asta cu live-ul, dar iată că a funcționat. Vă mulțumesc mult celor care ați comentat după, chiar dacă a stat în live cu mine și ați vorbit cu mine, dar am făcut acest test și a fost foarte drăguț că ați participat. Notificări, Leon? Superb, super, super, super. La Adina a plouat toată ziua și a fost oamnă în toată regula. Sunt foarte invidioasă! Sunt foarte invidioasă! Deci, eu mor de cald! Sincer, mor de cald! Da! Am, aveam o glumiță cu Mihai, pentru că mă tot uit la buctubări din alte țări și chiar vedeam. Oh, aș veni cu mare drag! Chiar râdeam, pentru că am observat că ei, în luna septembrie, la început, Chiar dacă este foarte cald, din dorința de a schimba garderoba și din dorința de a purta hanorace, dau aerul condiționat blană doar ca să poarte hanorace. Iar iarna dau căldura la maxim ca să poarte tricouri. Ce este neregulă cu oamenii ăștia? Nu te adaptezi și tu la vremea de afară? Adică doar pentru că a venit septembrie nu înseamnă că e sweater weather. Sweater weather e când e ca, da, zi, răcoare afară. Așa, ce mai avem aici? 15 grade au fost la mine, superb. Superb, da? Alina zice, a venit toamna în sfârșit. La mine a fost 20 de grade cu soare și a trebuit să stau în clădire. Deci să înțeleg că tu voi ai să profiți de vremea asta frumoasă de toamnă. Acum zici că am intrat în septembrie, nu în octombrie. Dar, da, am discutat destul despre vreme. Mi-am făcut încălzirea, adică la propriu. <laughs> da, mi-e foarte cald, pentru că nu pot să stau cu părul ăsta pe spate, după ce că l-am tuns, tocmai ca să pot să stau și eu cu el pe spate, tot degeaba. Haideți să încercăm să trecem peste partea asta. În Irlanda au fost doar 14 grade. Sunt invidioasă. Eu cred că vremea asta, din UK, în general, este foarte, foarte potrivită personalității mele. Sunt convinsă că dacă aș sta mai multe luni la rând sau mai mulți ani la rând, poate la un moment dat aș simți și eu nevoia de soare, de ceva căldură, deși, din câte am înțeles eu, anul ăsta a fost destul de cald. Dar ideea de ploaie, de norat, de răcoare, pentru mine este perfect, este ideal. Bună, Alexandra! Bună! Uh, da! Acestea fiind spuse, să începem sau să mai stăm puțin. Voi ce ziceți? Vream, voiam să vă spun acum la început. Bună Ioana, câteva lucruri organizatorice. Cum ar fi? Să începem imediat, imediat. Joi va intra Murit din vlog și voi încerca. Bună Ana Maria, voi încerca să postez în așa fel încât să funcționeze lucrurile. Să vedem, facem teste în continuare. Iar luna viitoare, cred că vom face iară un live în care vom discuta despre opinii nepopulare legate de cărți și uh, cititori, pentru că eu am făcut postări în YouTube community și nu au fost foarte multe uh, reacții nepopulare, însă am o grămadă de pe Instagram și sunt super, super, super interesante și, și mi-ar plăcea foarte mult să. Reacționez live la aceste. Uh, bună, la aceste opinii nepopulare pe care le aveți voi, și în același timp puteți comenta și reacționa și voi la ele. Și mi se pare foarte, foarte tare și foarte interesant să facem chestia asta în live. Este interesant, trebuie să recunosc. Bună, pentru că e o experiență diferită. Nu mai trebuie să filmez, nu mai trebuie să editez. Nu știu. Dar pe de cealaltă parte mi-e dor și de clipurile acestea clasice Mă rog, așa cum v-am obișnuit Să dau eu asta un pic mai așa Salut! Bună! Bună tuturor! Bine ați venit! Mă bucur că sunteți alături de mine! Cât de drăguț! Da, și voiam așa să vă țin la curent cu anumite clipuri care vor urma zilele următoare. Sunt foarte, foarte entuziasmată. Suntem 40. Păi haideți să fim și mai mulți. Bună, bună! De ce mi-e cald? Ok. Eu zic așa. Bună seara! A, ah, și voiam să vă mai zic ceva, tot de ordin de organizatorii, dacă tot v-am prins. Voiam să vă zic tot uit. Uneori, în comentarii, sau așa când vorbesc cu voi. Dacă sunteți de o anumită vârstă și eu vă vorbesc cu tu, îmi cer scuze, dar nu știu. Sper că nu vă spărați. Nu am de unde să știu exact și nici asta să întreb acum vârsta tuturor, dar na, presupun că nu vă spărați și că putem să discutăm așa sau în cazul în care îmi spuneți, eu o să țin minte și... Ok. <ră> Pentru că n-am -am de unde să știu și mi se pare chiar ciudat să Na, vorbesc cu dumneavoastră sau așa Și mai voiam să mulțumesc mult de toți celor care data trecută mi-au făcut cinste cu o cafea Să fiu sinceră, nici nu știam că se poate face așa ceva în live am fost foarte surprinsă. N-am văzut decât o cinste. Pe prima chiar n-am văzut-o și îi mulțumesc mult de tot persoanei care a făcut treaba asta, pentru că după aia n-am mai putut să comentez. Dar mi s-a părut o chestie wow. Nu știam că se poate face așa ceva. Mă rog, probabil că nici eu la viața mea n-am participat la foarte multe live-uri. Eu zic să începem. Să începem cu aceste minunății și ce lună ciudată a fost. La voi cum a fost luna? septembrie. După ce îmi spuneți asta, chiar începem. Aștept. Acum vin minunățile. Acum, acum, acum. Am, bineînțeles, și agenduța cu mine, pentru că în cazul în care mă pierd, mai arunc și eu unul, că așa mai trișez. Copiez cum ar veni. Ia să vedem. Copacul cu cărți, bună, bună, rău, a fost cu cărți mai noi, mai vechi, dar a fost bună. Dezastru două cărți, dar de ce dezastru? Nu ți-au plăcut? Deprimată ca după vacanță, fără chef, <laughs> înțeleg O, oh, felicită Rodica, 10 cărți, dacă s-ar mai termina căldurile ar fi minunat, Ionela, așa este O singură carte, foarte bine A, ah, am înțeles că voi ai mai multe nu este nicio problemă. Fiecare om citește cât poate. Bună, Denisa! Uh, două, trei cărți. Ioana, nu, nu înțeleg de ce trebuie să, să spuneți. Adică fiecare om citește cât poate. Așa, patru cărți au audiobook și patru fizic, două m-au scos din sărite. <laughs> Suntem curioși? <laughs> da. Uh, copacul cu cărți este cam subțit din ce văd, nu prea au multe pagini din ce observ. Te referi la cărțile mele? Păi de ce trebuie să aibă multe pagini neapărat? Important este să citim. Așa este. Ștefan, am luat o pauză de la Stephen King care se citește cam greu și am reușit să citesc o record pentru mine. Bravo, bravo! Fetița și nazistul, așa o recomandare, mi-a salvat luna. Uh, am înțeles. Eu am făcut o foarte mare pauză de la cărți legate de al doilea război mondial, dar probabil că la anul voi reveni. Păi, haideți să începem atunci, dacă sunteți și voi de acord, haideți să începem să discutăm despre cărți am să le iau oricum în ordine sau să le iau în ordinea în care le am pregătit eu aici. Deci, dragii mei, acum câteva uh, luni mi-am cumpărat mai multe cărți din literatura română contemporană pentru că m-am simțit foarte prost și mă simt în continuare că nu sunt la curent cu toate romanele cărțile românilor noștri, în special pentru că Multe dintre ele sunt cărți triste și eu nu fac față emoțional foarte multor povești triste. Este doar o preferință și una dintre aceste cărți se numește Tărâmul Inocenței de Simona Ferrante. Mi s-a părut interesantă cartea, mi s-a părut interesantă coperta, numele autoarei, pentru că vorbim despre o autoare francizoaică de origine română. Este născută la Timișoara, însă. Din ce am înțeles, a petrecut foarte mult timp în Franța. Sau, mă rog, cred că în Franța. Da. Cartea inițială a fost scrisă în franceză și apoi tradusă chiar de autoare în română. Și în felul acesta am avut și noi acces la ea, în română. Atunci când mi-am cumpărat mai multe cărți scrise de autor român contemporan, am observat un tipar. Iar acel tipar este legat de. Sinopsisul de pe spate, de rezumat, de scurta povestire legată de carte Așa cum spuneam și atunci, eu nu vreau să fiu răutăcioasă, însă toate aceste scurte rezumate par a fi critică literară dintr-un manual de limba și literatura română Eu înțeleg că este o ocazie pentru alți scritori sau pentru critici literari să își exercite și talentul Însă eu nu înțeleg despre ce este vorba în carte și eu am nevoie să înțeleg, să văd dacă mă atrage pentru a o cumpăra. Scopul nostru nu este să cumpărăm cât mai multe cărți. Și vă ziceam că o să fiu foarte, foarte atentă ce scrie pe spate și apoi o să vă povestesc și vouă despre ce este vorba cu adevărat. Întrebarea mea este, aveți răbdare să vă citesc acest scurt paragraf? Și apoi să vă povestesc despre ce este vorba în carte pentru a putea face o comparație live. Pentru că este doar un singur exemplu care efectiv m-a dat pe spate. Repet, n-am nimic împotriva oamenilor care doresc foarte, foarte tare să-și demonstreze abilitatea scriitoricească. Dar cred că. Na, cred că sunt uh, alte spații în care pot face chestia asta. Deci, pe spate scrie așa. Am lecturat cu sufletul la gură această carte aparent polițistă, dar care tratează efectele unui lans de traume transgeneraționale. Diferența este modul în care personajele aleg să le vindece prin dreptate și adevăr sau prin minciună și secrete. Povestirea care deschide de volumul, este una dintre cheile care anunță transgresarea planurilor narrative de la introspecție și evocare la dinamica unui polisie incit incitant. Răpirea unei fetițe. Prin tărâmul inocenței am trecut fiecare pe drumul de la copilărie la stadiul de adult, purtând în ADN păcatele părinților, dar și dorința de a le șterge, păstrând acel tărâm undeva într-un colț pentru a deveni atunci pentru a reveni atunci când ne pierdem. Ce ați înțeles voi din asta? Ce ați înțeles voi din asta? Pentru că în această carte foarte scurtă de doar 187 de pagini, este vorba despre o familie în aparență simplă care trece printr-un eveniment mai neplăcut. Și anume fetița lor da, nici eu n-am înțeles nimic. Dar cartea este foarte simplă, adică nu. Nu știu, nu, chiar. Nu. <laughs> ceva trai generațional, exact. Uh, uh, cartea nu este la fel de complicată precum este rezumatul acesta. Uh, bineînțeles că aflăm câte ceva despre problemele dintre uh, Bruno și Carla. Aflăm și despre uh, viața detectivului care s-a ocupat de chestia asta pe nume Robert Logan, uh, așa cum mai zis sunt în Canada. Și în cele 187 de pagini se desfășoară această poveste, modul în care a fost răpită fetița, foarte uh, inteligent. Și ce s-a întâmplat mai departe? Faptul că, bineînțeles, și părinții au fost suspecți, faptul că au. Și la suprafață foarte multe secrete de familie. Aflăm foarte multe lucruri și despre, și despre locul de muncă al lui Bruno, al tatălui, despre oamenii cu care el a intrat în contact și modul de desfășurare al anchetei, bineînțeles, al detectivului. Povestea este foarte scurtă. Ar fi putut merge mai departe, dusă puțin mai departe și. Cred că am fi înțeles mult mai bine povestea în sine de thriller, pentru că putem să zicem că este un thriller. Nu m-a impresionat neapărat, dar mi-a plăcut finalul fericit. Dacă este mare spoiler, atunci îmi pare rău. Dar, vedeți, este o diferență foarte mare. Adică, mă așteptam deja să merg într-o zonă din asta extraordinar de filozofică. Dar nu are nicio legătură, este pur și simplu o poveste despre o fetiță care este răpită, aflăm emoțiile, sentimentele părinților, care bineînțeles că sunt îngrozitoare Și modul în care s-a desfășurat operațiunea și asta este povestea Da, Bun. Mă bucur că am discutat cu asta, despre, despre asta cu voi, dar abia aștept să citesc și următoarele cărți și am să fac uh, fix același lucru. Am să citesc sinopsisul și apoi am să vă povestesc și vouă despre ce este vorba de fapt în carte. Cu ocazia asta poate că vă vor atrage mult mai mult. Să mergem mai departe la o carte pe care am primit-o la căsuța poștală și pe care de-abia aștept să o descoper. de să o descoper. Este vorba despre sfârșitul lui Eddie Beleghel de Edward Louis. Uh, Edi Beleghel este de fapt numele autorului și aceasta este prima dintr-o serie de trei cărți legate de viața lui. În această primă carte, bineînțeles că uh, descoperim mai multe despre copilăria autorului În un francez din nord, era uh, un genul acela de comunitate cu care suntem și noi obișnuiți Adică uh, un, uh, o comunitate foarte mică Unde toată lumea cunoaște pe toată lumea Unde nu poți face absolut nimic fără să ieși în evidență uh, Unde dacă ești diferit cu un singur lucru Și dacă nu te încadrezi în uh, stereotipurile acelea Atunci, uh, mă rog, în normele acelea, ca să spunem uh, Atunci toată lumea te... Uh, te dă la o parte, ești exclus din comunitate și, mai mult decât atât, îți faci de rușine familia. Și despre asta discută și tânărul nostru, Edi Beleghel, care, bineînțeles, că, um, zice cu foarte multă sinceritate câteva șterii din copilăria lui care l-au marcat, având ca nucleu, bineînțeles, faptul că el i gay. Și chestia asta uh, l-a marcat în primul rând pentru că nu știa despre ce este vorba, nu știa de ce trece prin lucrurile astea, de ce se simte atras de, uh, de același sex. Și mă rog, sunt niște lucruri înfiorătoare, uh, mă rog, prin care trece el, e foarte greu să citești din punctul meu de vedere despre copii care suferă atât de mult în tăcere. Și care nu au cu cine să vorbească despre chestia asta. Pentru că se întâmplă lucrurile astea. Și, bineînțeles, că avem și alte teme, precum masculinitatea toxică. Pentru că una dintre figurile care l-a marcat foarte, foarte, foarte tare a fost tatălui care era extraordinar de dezamăgit de faptul că el nu e mai masculin, de faptul că el nu joacă fotbal, de faptul că e diferit pentru că normal că ieșea în evidență față de, de ceilalți copii fiind un sătuc mic. Ce mi-a mai notat aici? Da, la început, neînțelegând ce îi se întâmplă, își dorea foarte, foarte tare să aparțină și el comunității și să nu fie cu nimic diferit, dar lucrurile astea s-au schimbat. Următoarele două cărți sunt așa. Cea de-a doua se numește O istorie a violenței și cea de-a treia se numește Cine l-a ucis pe tata, continuând povestea vieții lui. Și la fel, o, o poveste care se citește foarte, foarte repede, are 212 pagini. Și destul de emoționantă tocmai pentru că a trebuit să treacă singur prin foarte, foarte multe stări, prin foarte multe uh, semne de întrebare, s-a de multe ori că e nebun, că nu știe ce se întâmplă cu el, și cred că este foarte greu pentru un copil să treacă prin așa ceva fără să poată discuta despre asta. Bineînțeles că asta se întâmpla undeva în anii 90. Este o diferență față de anii 90, putem să spunem, în România. Mă rog, nu mă bag pentru că nu am copii, dar mi s-a părut așa foarte trist. Foarte trist pentru că, din cauza faptului că era extraordinar de diferit nici prieteni nu avea. Nu putea să discute nici măcar cu prietenii lui, pentru că nu avea. Toată lumea levita, era uh, paria societății. Mergem mai departe la o carte pe care cineva de aici o recunoaște, nu dăm nume, mulțumesc mult de tot. Uh, este vorba despre The Marriage Portrait de Maggie O'Farrell. Am uh, reading vlog pe canal în cazul în care vreți să aflați mai multe informații. Este cartea mea preferată din biblioteca mea, mă refer ca. efectiv, ca și ca carte, pentru că este superbă. Știu că v-am arătat-o de un milion de ori, dar, sincer, chiar v-aș arăta-o în continuare, pentru că este parcă făcută pentru mine. Nu știu, este o superbitate de carte. Uh, Maggie O'Farrell este una dintre autoarele mele preferate. Știu că sunt părerile împărțite în legătură cu Hamnet dar mie mi-a plăcut la nebunie, mai ales pentru că am fost. Uh, la curent cu viața lui Shakespeare și a lui Anne Hathaway, nu mai au de la capăt. Aici iar avem de a face cu o figură istorică feminină care s-a greșit foarte foarte tare. Iar Maggie O'Farrell o ia de la capăt și îi rescrie uh, finalul, îi rescrie soarta, îi dă un pic de. Uh, îi face dreptate, ca să spun așa. Recomand, Hamnet, chiar recomand Și este vorba despre Lucreția O tânără care la vârsta de 15 ani a fost căsătorită cu ducele Alfonso de Ferrara Tatăl ei era un om foarte important Era duce de Toscana Ea era cea de-a cincea din cei opt copii pe care i-a avut tatăl ei Casimo sau Cosimo și mama ei Eleonora Care era... Cum ziceam, el fertilizant Nu știu, faptul că, făcea foarte, că a făcut foarte mulți copii și că au și trăit Era ceva nemaipomenit pentru că suntem în secolul În ce secol suntem? Parcă am și zis, în secolul 15? 16, mă scuzați, suntem în secolul 16 Da, iar cartea așa cum este și uh, povestea în realitate, începe atunci când Lucreția este dusă de soțul ei într-o cabană pe care o avea el uh, și își dă seama în momentul în care ajunge că a adus-o acolo ca să o ucidă. Și nu erau împreună nici măcar de un an. Uh, ea având 15 ani. Și încearcă să Realizeze, mă, dar de ce s-a întâmplat chestia asta? Cu ce am greșit? Ce? De unde i-a venit lui ideea asta? Mă rog, și haideți să să discutăm un pic despre ce s-a întâmplat. Um, Alfonso trebuia să se căsătorească, de fapt, cu sora ei mai mare, care, între timp, a murit. Dar um, o cunoscuse pe Lucreția atunci când ea era copil. Și făcând parte din această familie, care, într-un fel, îi aducea și o stabilitate și o colaborare cu tatăl ei, dar și faptul că mama ei fusese atât de fertilă l-a făcut să își dorească foarte tare ca Lucreția să fie soția lui. Pentru că el avea nevoie urgentisim de un moștenitor, urgentisim, deoarece mama lui era de religie protestantă venită din Franța, ei erau catolici, bineînțeles, și lui murise El fiind, bineînțeles, moștenitorul la tron Avea și el nevoie de o asigurare Pentru că în cazul în care el nu făcea copii Dar surorile lui mai mari făceau copii și eventual cu protestanți Atunci puteau să preia conducerea ducatului Mă rog, și avea nevoie urgent de, de un moștenitor Din câte am înțeles eu din carte, asta ar fi fost problema. Faptul că, în mai puțin de un an de zile, în condițiile în care ea avea 15 ani, faptul că nu a rămas însărcinată, dar se știa că problema este a lui. Era o chestie cunoscută de toată lumea. A hotărât să o înlocuiască și, în realitate, a făcut fix chestia asta. A mai avut încă două soții. Nu a reușit să facă niciun fel de copil cu niciuna dintre ele, pentru că. Era steril omul, dar era foarte greu pentru el. Marele duce să accepte chestia asta. Oricum, n-ar fi zis nimeni cu tare așa ceva. Era și un pic lui omul. Mă rog, mai mult, vă dați seama dacă a recurs la, la astfel de fapte. Și acesta ar fi fost motivul pentru care a încercat să o ucidă. Însă, povestea este scrisă altfel. Ce v-am spus eu acum nu este niciun fel de spoiler, este realitatea. Așa cum am zis, Maggie oferă are alte planuri pentru Lucreția, intervin și alte personaje, aflăm foarte multe detalii despre copilăria ei. Vă dați seama că totuși a trăit doar aproape, adică a trăit aproape 16 ani. Cât de tânără putea să fie și cât de nenorocit a fost uh, Alfonso că i-a curmat viața în felul acesta. E o poveste foarte, foarte interesantă. Mi-a plăcut la nebunie cartea. Mă, eu cred că este destul de mare. Nu-mi dau seama exact, pentru că este în engleză și este formatul acesta mare, dar mi-a luat ceva timp să o citesc. Asta voiam să zic. Mi-a luat ceva timp să o citesc. Oricum am și bucurat de ea și de Reading Vlog și de experiența aceasta cărții în sine. Um, am să o las în descriere o găsiți în engleză, exact în varianta aceasta. Este superbă, mi-a plăcut la nebunie și îmi place mult, mult, mult de tot ce face Maggie Oferel cu aceste personaje femine, cărora le dă alt final, le face dreptate și nu știu cum le găsește aceste personalități, nu știu, pe mine mă, mă impresionează foarte tare, s-a răcurit în sfârșit și aici. N-am răspuns la comentarii. Hamlet e foarte bine tradus, la noi se vorbește de cât de bine sunt scrise cărțile autorilor străini. Dar trebuie să ne aducem aminte că noi ăștia mari anonim le rescrie în fiecare după talentul și priceperea dotare. Da, așa este. Este foarte, foarte, foarte importantă și traducerea. Sunt de acord. mergem mai departe la o carte despre care am vorbit data trecută, în live-ul trecut. O carte um, recomandare pentru perioada toamnei. <laughs> Îmi pare rău, Adina, sticărele acelea sunt îngrozitoare. De ce ne fac oamenii în continuare chestia asta? Că doar s-au auzit pe toată lumea plângându-se de sticărele alea care strică tot. De ce? Sau măcar să le facă în așa fel încât să le putem. Dumnezeule Mare, să le putem uh, elimina, să le dăm la o parte repede Așa, lumina din septembrie, am vorbit data trecută despre ea Am uh, introdus-o și ieri din vlog Este ultima carte nedescoperită de la Carlos Afon. Ce mă fac, ce mă fac um, Da, și acestea sunt... Uh, cărțile pe care o să le am la, cum să zic, suflet toată viața mea. Eu nu pot să recitesc cărți. Adică nu că nu pot, nici n-am încercat să fiu sinceră, mereu, păi nu recitesc. Dar probabil că o să fac și chestia asta peste ani și ani de zile, pentru că oricum nu mai țin minte lucruri. Mereu mă gândesc că aș putea să aloc timpul acela pentru cărți noi. <laughs> Uh, da, Carlos Rizafon este și preferatul meu, Emma. Uh, deci, aici suntem într-un orășel din uh, Normandia. Irina, uh, Irina, Irene uh, ajunge alături de mama ei aici, după ce tatăl ei a murit. Uh, mama ei se numea Simon, iar uh, fratele ei mai mic se numea Damian. Și ajung aici pentru că. Mama ei Simon primește un loc de muncă la un om destul de excentric pe nume Lazarus care auzese și o fabrică de jucării, iar slujba mamei consta în administrarea mușiei lui Era o casă întunecoasă, secretoasă, ciudată, înfricoșătoare mai ales că și curtea era plină de instalații din astea mecanice de jocuri, de... Jucării mecanice foarte, foarte uh, complicate și de dimensiuni mari care păreau că sunt vii uh, în anumite situații Și aici Iren, uh, prin intermediul uh, lui Hannah, uh, îl cunoaște pe verișorul uh, ei, Ismail Există și o poveste de dragoste adolescentină, pentru că aceasta este una dintre cărțile uh, lui Zafon destinate adolescenților Doamne, ce m speriat! Doamne! Așa. Și află despre legendele orășelului și despre toate acele secrete și superstiții care roiau în jurul acelui spațiu. Majoritatea dintre ele erau legate de o insulă. Pe insula respectivă exista și un far, și, bineînțeles, de aceste lumini suspecte care apăreau în luna septembrie. Voi vă da seama că dacă avem de-a face cu literatura gotică, mai ales cea pe care o a conturat-o Carlos într-un mod incredibil, incredibil cum a putut omul ăsta să scrie. Suntem băgați acolo Noi suntem acolo Aproape că, aproape că dacă, dacă ne chinuim puțin Atingem personajele Deci atât de, de minunat a scris acest om În cazul în care Nu ați citit cartea Vă recomand pentru că V-am spus Intrăm cu totul în poveste Caz, Cum să zic Subiectul în sine Este foarte complicat Pentru că Acesta este un alt uh, lucru foarte interesant pe care face Carlos Ruizafon, uh, el uh, clădește, suspans, clădește, clădește și în același timp sunt foarte multe semne de întrebare și mai multe semne de întrebare. Mă da, de ce apar și mai multe personaje? Și la un moment dat nu mai știi de unde să o iei și ce se întâmplă și... Uh, cum? cum ajungem la o concluzie? Și finalul este absolut incredibil pentru că dezvolie tot, totul se leagă. Dacă ar fi un mecanism, pentru că așa mă imaginez, um, ai vedea efectiv cum este introdusă fiecare piuliță, mă rog, nu mă pricep eu la termin de ăștia. Dar fiecare piuliță, pui și ce alte chestii se mai fac, în, mai pună în mecanisme. Ați înțeles voi? Și un alt. Um, un alt lucru foarte interesant pe care îl întâlnim aici, dacă ați citit seria Cimitirul Cărților Uitate, îl întâlnim pentru prima oară pe Andreas Scoreli, care are același rol și aici, pe care l-a avut și acolo. Și trebuie să spun că mi s-a făcut pielea de găină în momentul în care am citit Andreas Scoreli. Nu venea să cred. Zic, doamne, dar oare am încurcat eu? Dar nu, că așa chema. N-am cum să uit niciodată. Dar a fost a fost extraordinară și peste ani și an sunt convinsă că o să recitesc toate cărțile lui Să vedem ce se mai întâmplă aici Georgiana, bună! Acum am intrat și eu, sunt la porțiunea când vorbești despre vreme În Olanda e mai cald decât în mod normal, astăzi 23 de grade și am murit de cald Are rău, are rău și aici e foarte cald Denisa a terminat de citit domnișoara Cristina. E frică ce trebuie pentru perioada rece, mi-a plăcut mult și mi-amintește puțin de zafon. Uh, Dar eu nu mi -am, dacă nu mi-am înseamnă că n-am citit-o, nu? O să rectific foarte, foarte curând și treaba asta cu domnișoara Cristina, că e chiar păcat. Așa. Uh, practic n-am povestit nimic despre cartea în sine, dar ei nu vreau în cazul în care vreți să descoperiți. V-am spus, literatură gotică, atmosfera aceasta creată în special de un spațiu, de o casă foarte, foarte ciudată, uh, foarte uh, întunecată, cu multe umbre, cu multe secrete, cu multe... Nu mai zic nimic, gata, nu mai zic, nu mai zic. Uh, bună, Lidia! Mă bucur că ai reușit. Bună, bine ai venit! Așa, mai departe. Așa, și despre cartea aceasta am vorbit data trecută, așa că o să încerc să trec repede de pe la de Adeline Grace. Uh, Mi-a plăcut foarte mult cartea, dar abia aștept să descoper și Foxgrove continuarea, dar nu mai cumpăr cărți. Nu mai cumpăr cărți. Nu mai cumpăr cărți. Așa, uh, aici o întâlnim pe Signa Ferro, o tânără de 19 ani, care a trecut prin foarte multe lucruri de-a lungul copilăriei, pentru că a rămas orfană la o vârstă fragedă și, având o avere foarte, foarte mare, pe care urma să o moștenească atunci când împlinea 20 de ani, a avut foarte mulți tutori. Dar de ce mai mulți? Pentru că mureau. Și ea era cumva martora acestor decese pentru că putea să îl vadă pe îngerul morții, cel care venea practic și lua aceste, acești oameni, dar într-un fel era un lucru bun pentru că nu o tratau foarte bine. Nu o tratau foarte bine. Și iată, cu șase luni înainte să își primească moștenirea, ajunge la Thorn Grove, tot așa o, moșie foarte, foarte mare, la unchiul ei, era de fapt rudă cu mătușa, cu soția lui, dar aceasta murise în urmă cu șase luni de o boală foarte ciudată. Medicinii nu știau despre ce este vorba, n au putut niciodată să uh, pună punctul pe ei. Și întâmplător sau nu, de aceeași boală suferea și verișoara ei, Blythe. Și bineînțeles că atunci Signa și-a spus, ok, atunci dacă eu am ajuns aici, înseamnă că iar o să moară cineva? Nu, nu mai vreau să se întâmple chestia asta. Trebuie să văd de ce, de ce se întâmplă chestia asta și ce, ce boală are verișoara mea, Blight. Și trebuie să o salvez, neapărat. Și începe și investigează, avem și o poveste de dragoste. Singura chestie care, într-un fel sau altul, este un pic deranjantă legată de, de relația asta de dragoste, pentru că n-am apucat să zic data trecută, deși mi-am notat. Am vrut să o las pentru pentru clipul acesta. Uh, nu știu dacă a citit cineva cartea în engleză, dar poate să-mi spună și mie. În engleză, îngerul morții îi spunea lui, uh, îi spunea uh, lui Signa uh, Birdy, pentru că în română e tradus păsărică. E un pic deranjant pentru că în română are altă conotație, e un pic uh, misogin. Și mie îmi place de îngerul morții. Îmi place personajul respectiv, să nu ne înțelegem greșit. E, e, vorba doar despre o diferență culturală. Sper că îi spunea Birdie, de fapt. Și cu asta am încheiat. Dar abia aștept să văd uh, ce vor face pe viitor, uh, pentru că uh, Vă puteți imagina că din moment ce există și o continuare, lucrurile s-au întâmplat, s-au desfășurat într-un mod pozitiv. Să vedem ce mai ziceți aici, în comentarii. Uh, greu cu nu mai cumpăr cărți, îmi imaginez. Uh, au avut cei de la litera au promoții și cine să reducere. am cumpărat șase că s am găsit într-o rapă. Oh, nu! imposibil să mă țin de promisiunea de a nu mai cumpăra cărți când există persoane ca Ștefania care vorbesc cu așa pasiune despre cărți. Îmi pare rău, nu știu nimic, nu sunt aici, nu sunt aici, nu știu nimic, nu este vina mea. <laughs> Clipă Ștefanie și apoi comandă de cărți. Îmi pare rău. La fecundisima, mulțumesc, Adi. <laughs> Oare eu ce am zis? Să fiu sinceră, nici nu vreau să știu ce am zis. <laughs> Uh, um, eu citesc cărți doar în format PDF de aproape un an. Felicitări, e foarte bine că poți, eu nu, nu pot, nu mă pot concentra, nu mă pot concentra în niciun alt format decât cele clasice pe care să le simt, să le miros, să le pipăi. <coughs> Tocmai ce am pus și eu astăzi un coș de cumpărături de câteva titluri noi. Asta e pasiunea noastră. Ce să facem? Ce să facem? Nu avem ce să facem. Așa. Ajungem la o carte despre care nu v-am vorbit. Uuu! Adina, azi noapte am cumpărat două cărți. Felicitări! Ionela, eu am altă boală. Le iau în engleză de la ocean și vin peste o lună și ceva. Și senzația că ai cumpărat, dar nu ai cumpărat. Am înțeles și după aia e o super surpriză când ajung. Bună, bună, Mirela! Uh, ok, deci. Femeia urs. De Carolina Rankvist. Este o scriitoare suedeză. Stați un pic. Nu am avut-o și-a găsit pe Amazon, el cer la Azori, tuturor lucrurilor. <laughs> Surpriza, zice Ionela, suma pe care o are de, de dat la curier. Așa este, dar fiecare până la urmă alege cum, cum vrea să citească. Eu nu pot să citesc altfel, nu mă pot concentra, mi foarte greu, mai ales pe ecrane. Autorii scandinavi, într-adevăr, sunt foarte buni, sunt unii dintre preferații mei. Eu, de obicei, m-am obișnuit să citesc thrillere scrise de autor scandinavi, dar iată că avem aici o împletire foarte ciudată între ficțiune și non-ficțiune și nu mă așteptam la chestia asta, pentru că sinopsisul este uh, un pic vag. Să vă zic despre ce este vorba. Nu este spoiler pentru că la fel este ficțiune istorică. Este o scenă care s-a întâmplat în istorie, care a rămas în istorie pentru că s-a întâmplat în istorie. <laughs> Cred că mă distrez prea tare. Este legată de tânăra aristocrată Marguerite de la Roc. Suntem tot în secolul XVI, în 1540. A rămas orfană. La fel, avea și ea avere. Iar tutorele ei, după ce a luat o în primire, ca să spun așa, și a plecat în expediție în încercarea de a Popula lumea nouă, adică mergeau în Canada. Asta era ideea. Și a lăsat-o pe o insulă pustie. Pentru că au existat zvonuri că are o aventură cu un bărbat de la bord. Și avea tot așa, undeva la 15-16 ani. Ce a făcut autoarea? A auzit de această poveste de la o prietenă. Autoarea fiind mama a trei copii. Și, mă rog, o autoare de succes e foarte cunoscută și a fost foarte intrigată de povestea asta. Dar eu cred că atunci când a căutat informații despre toată treaba asta, și-a dat seama că sunt foarte puține informații și că nu poate să scrie o carte de ficțiune istorică, efectiv, ca coadă. Și în felul acesta a împletit povestea lui Marguerite cu povestea ei. De scritoare, mamă, soție, femeie în societate, a făcut un eseu despre feminitate. Nu neapărat despre feminism, dar a făcut un eseu și o comparație între ce i s-a întâmplat lui Margherit și, și, mă rog, prin ce a trecut ea în timp ce căuta informații despre uh, acest subiect. Pentru că a mers în Franța, alături de fica ei. Și a vizitat castelul unde a trăit tutorele ei, care există în continuare. A, mă rog, la un moment dat avea. Um, mă scuzați, avea o idee să meargă și pe insula respectivă, dar n-a mai ajuns pentru că a fost foarte greu. În felul acesta, așa cum am zis, aflăm foarte multe informații și despre experiența ei de mamă cu trei copii destul de mici și la o distanță destul de mică unul față de celălalt dar și de scritoare și de femeie și povestea lui Margherit din ce informații a reușit ea să adune, atenție, multe dintre ele scrise tot de bărbați. Uh, stai din gură. Scrise tot de bărbați care, într-un fel sau altul, voiau să-l protejeze pe uh, tutorele ăsta, contele ei de la, contele de la rock, cel care efectiv a lăsat-o Acolo. Dacă ați vrea să vă spun povestea, vă spun Dacă nu mă opresc aici, poate sunteți voi curios să căutați mai multe informații O cheamă Marguerite de la Roc Mi s-a părut uh, foarte interesantă povestea ei Povestea scriitoarei mm. mm -mm -mm. Mi s-a părut așa foarte, foarte dramatică Foarte drama queen Înțeleg că au fost uh, momente grele în viața ei Și că nu știu, cumva s-au întrepătruns între cu momentele grele prin care a trecut Margherit. Dar, nu știu, mi s-a părut că nu era mulțumită de nimic autoarea, autoarea asta. Niciodată nu era mulțumită, niciodată nu îi convenea. Gândindu-ne că noi, la rece, cel puțin noi din exterior, cei care nu avem copii, mie mi se pare extraordinar. Mi se pare că este o zeiță. Mi se pare că le are pe toate care a reușit să aibă și familia și cariera Că, nu știu, e efectiv extraordinară Dar ea nu era niciodată mulțumită Tot timpul Dar probabil că asta e condiția de mamă Eu n-am de unde să știu Probabil că e foarte greu să Atunci când petreci timp Când îți acorzi tot timpul copiilor Te gândești puțin la carieră Dar atunci când te gândești la carieră Te simți vinovată și vrei să te întoarci repede la copii Cred că e foarte, foarte greu deci, Nu am cum să mă identific la același nivel Pentru că nu trăiesc chestia asta dar, iar povestea, repet, a Margheritei este destul de scurtă pentru că nu sunt foarte multe informații. A existat o carte scrisă de o femeie undeva pe la 1900 și un pic la începutul secolului uh, 20 și ea, într-adevăr, a pus lucrurile dintr-o altă perspectivă. În schimb, cei care au scris asta atunci, imediat, când s-a întâmplat, Bineînțeles că au pus-o pe ea într-o lumină foarte proastă, dorind să-l protejeze pe tutorile ei Pentru că știți care a fost faza și toată lumea știe El a lăsat acolo intenționat ca să moară De ce? Ca să ia averea, e foarte simplu el plănuia, de fapt, cred că să se căsătorească cu tipa asta, deși el n-a fost niciodată căsătorit, au existat semne de întrebare și asupra sexualității lui. Voia pur și simplu să ia averea, pentru că el era un protejat al uh, împărat, al regelui și avea datorii foarte mari. De a, mă rog, a și acceptat să plece și așa. Dar, uh, mă rog, dacă vi se pare interesantă povestea, haideți să vă și spun. A supraviețuit. A venit înapoi. Deci n-a murit. A stat acolo câteva luni bune, dacă nu peste un an. Și nu a murit. Bine, în carte n-a fost singură pe insula aceea. În realitate, nu avem de unde să știm. Da, a fost foarte interesantă povestea, mai ales că, repet, a supraviețuit. Au găsit-o după o perioadă um, alți, mă rog, mame veniți pe altă navă și au dus-o înapoi. Dar de acolo nu i s-a mai acordat așa foarte multă importanță, pentru că ea deja era o femeie cu imagine pătată Și în plus de asta, nici nu a prezentat foarte mult interes, pentru că vă dați seama că ăsta, tutorele ei a fost super ofticat. Băi, eu am lăsat-o pe asta să își dea duhul aici, să scap de ea și uite, peste un an vine bine, mersi și nevătămată, dar ce înseamnă asta? Da, mă rog... Este o poveste foarte, foarte interesantă din istorie și iată că prin Minunățile astea, aflăm tot felul de lucruri pe care în mod normal poate chiar nu le-am aflat. Ăsta este adevărul. Nu stăm toată ziua, bună ziua cu toți să căutăm tot felul de informații, dar cu ajutorul cărților, nu doar că aflăm astfel de informații, ci aflăm și mai multe detalii, căutăm și noi după aia să vedem ce găsim, Partea aceea de non-fițiune adevărată Și în felul acesta Ne îmbogățim cunoștințele Și ne și bucurăm de De lecturi Stați un pic să beau un pic de apă Că doamne cât de mult mai vorbesc O, oh, doamne uh, Mult vorbesc O, oh, o, oh, nu, o, oh, nu Pot să nu spun nimic Nu mai e nevoie să mai spun nimic, nu? În cazul în care nu știți, acesta, Cain Jabon de uh, Torquemada, este cel mai mare uh, pază literar al lumii. Cărțile, uh, paginile sunt puse într-o ordine aleatorie, iar noi, cei care ne chinuim, trebuie să le rupem, să le tăiem de aici și să le punem în singura ordine corectă. Sunt patru oameni care au reușit să facă treaba asta din 1932, cred că până acum. În 1934, mă scuzați, până acum. Iar cel de-al patrulea a, fost, a făcut chestia asta în 2020. Oare de ce? Oare, oare cum a ajuns acel om să stea patru luni în încercare? A avut timp. Știm și noi de ce. Da, a spus că s-a chinuit patru luni și că până la urmă a reușit să decodeze cartea, pentru că sunt foarte multe. Cum să zic? Sunt, mă rog, tot felul de chestii, coduri în asta din război. Nu înțelegi nimic dacă citești cartea. Nu înțelegi absolut nimic. Eu am încercat să o traduc. Am murit din vlog pe canal, în cazul în care sunteți noi. Salut, dacă sunteți noi, bine ați venit. Și n-am, 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 nu. Nu -am, am reușit. Nu m-a dus capul. Sau poate n-am avut sau poate ambele. Nu mă interesează, nu mă interesează, sincer. Prea mult timp am acordat acestei situații. Parcă mă vedeți că peste câteva luni mă chiar. Uh, Georgiana, eu l-am descoperit pe Zafon acum mulți ani când nu era prea cunoscut și iubit la noi și a rămas printre preferații mei datorită cimitirul cărților uitate. E genul care rămâne cu tine la fel ca Harry Potter. Exact, este o, o poveste pe care nu o uiți niciodată. Denisa, eu nu aș fi răb avut răbdarea ta, am văzut clipul. Și mulțumesc, ar fi trebuit să arăbdare multe luni, se pare, și poate chiar să, să nu știu ce să fac mai mult. Uh, Adina, nu ai avut răbdare cu puzzle ăsta, dar de unde, ai știut, de unde au știut ei că au decodat cartea? Pentru că a discutat cu cineva care are răspunsul de la autor și cu ocazia asta au pus în practică și un nou concurs care se va termina în decembrie acum Pentru că nu găsești răspunsurile nicăieri, adică eu nici n-am de unde să știu, tocmai pentru că răspunsul îl are doar uh, editura sau, nu știu, sunt doi oameni care știu și cei care au decodat, mă rog. Așa spun ei acum. Da, vedem. Ștefania, vrem să citim, nu să ne jucăm, adică timp pentru nu cred că este de mine cel puțin. Eu încerc să uh, vă prezint cât mai multe situații legate de cărți și na, Mie mi se pare foarte interesant. Eu chiar mă distrez cu chestia asta, chiar dacă unele dintre ele am scot pe albi, dar mi se pare distractiv și interesant să încercăm cât mai multe lucruri pe canal, pentru că eu fac și joculețe, mi se pare normal. Uh, și râdeți <laughs> Da. Să mergem mai departe. Ah, înainte să trecem la ultimele. Nu, de fapt, astea sunt ultimele trei cărți. Am început eu să citesc crimele din Rumor și de povestiri de Edgar Allan Poe. După cum vedeți, nu am terminat încă, mai am fix trei povestiri. Și în... am spus așa, nu o să o citesc cap coadă, ci o să o intercalez cu altă carte. Mi s-a părut mie interesant pentru că tot o aveam în tbr pentru toamnă să citesc această carte, Crimele din Wonderland, de Erika Spindler, pentru că vedeți crimele din rumor, crimele din Wonderland. Și ce s-a întâmplat? Am citit, să spunem, două povești din asta. Am început să citesc crimele din Wonderland și a trebuit să o termin. Nu m-am putut, nu putut abține să o duc până la capăt. Nu am putut. Nu am putut. Este un thriller. Old School din 2005, pe care l-am primit la căsuța poștală. Mulțumesc mult, mult de tot, m-am super distrat din cartea asta. Din păcate, este a doua carte dintr-o serie, în total sunt doar cinci și îmi pare foarte rău că nu am acces la ele. Nici nu cred că s-au tradus alte căzi din serie, iar pe celelalte n-am cum, -am, -am cum să le uh, cumpăr pentru că nici nu știu dacă le găsesc sau, mă rog, sunt în engleză. Cert este că uh, mi-a făcut foarte mare plăcere să descoper pentru că avem personaje din acelea old school din trilere. Uh, personajul nostru principal se numește uh, Stacy Killian, așa cum se numește și seria presupun. Este în acest moment uh, la universitate, după ce a renunțat la o carieră de detectiv de 10 ani, pentru că ultimul ei caz a implicat-o și pe sora ei. A fost foarte, foarte greu. Asta presupun eu că s-a întâmplat în prima carte. Și uh, era aproape să nu o salveze pe sora ei și a spus, gata, nu mai pot, nu mai pot să fac meseria asta. Și s-a dus la universitate în uh, New Orleans, Louisiana, să studieze literatura. Mi se pare foarte tare. Însă, după cum ne putem imagina, meseria aceasta a venit cu ea uh, și în uh, noul oraș. Pentru că una dintre vecinele ei care se împrietenise este ucisă și nu se poate abține să se implice. Mai ales că era o, o femeie care fusese o fată, era o tânără fată care fusese foarte bună cu ea și o primise cumva în, în comunitatea acolo. Și, mă rog, era cineva, o fată care ajunsese practic la inimă. Și a simțit nevoia, sau, mă rog, poate că era. De fapt, defect profesional, pentru că ea a fost, Stacy, cea care a găsit-o pe, pe fata aceea, auzind un foc de armă, s-a dus și a verificat și a găsit-o și pe prietena ei și pe colega de cameră, ucise. Și era totul tot, foarte, foarte, foarte suspect. Și așa că s-a implicat. Și în felul acesta... Ea a întâlnit și pe detectivii oficiali ai cazului, unul dintre ei fiind detectivul Spencer, care era tânăr, mă rog, de vârstă cu ea. Și acesta a avut o poveste foarte interesantă, și el, pentru că toată familia lui, aproape, era implicată în poliție, în, în zona aceasta, în domeniul acesta. Mătușa lui chiar era șefă și el era cumva oaia neagră familiei pentru că nu, avuse, nu avusese niciodată uh, rezultatele pe care le au avut spre exemplu frații lui mai mari. însă nu știu dacă asta se întâmplă în prima carte sau dacă și el apare în prima carte sau chiar uh, ne întâlnim cu el aici. Uh, șeful lui a încercat să însceneze niște infracțiuni cam uh, cam periculoase, cam murdare, dar el având atât de mulți prieteni și atât de mulți membri ai familiei în poliție care chiar credeau în nevinovăția lui, a reușit să și-o dovedească, iată. Și ca să nu dea în judecată departamentul, a fost promovat și el a acceptat și a fost mai mult decât bucuros să accepte chestia asta, devenind iată detectiv, iar acesta fiind primul lui caz. Era o presiune foarte mare pe el. Și iată că se întâlnește cu această Stacy, Nou venit în oraș, care avea mult mai multă experiență decât el, dar nu mai avea uh, statutul de detectiv pentru că renunțase. Oricum, era în alt, uh, în alt stat înainte, dar avea foarte multă experiență și, mă rog, împreună, să spunem, descoperă ce s-a întâmplat. Era un caz legat de un joc video uh, exclusivist bazat cumva pe uh, ce s-a întâmplat în pe povestea lui Alice uh, în țara minunilor. Și avem și nume de personaje din zona aceasta și ca destul de interesant, partea care mi s-a părut foarte, foarte tare uh, este legată de final și de plot twist pentru că ai impresia că este, să spunem, criminalul cutăriță. După aia cutăriță moare. După aia ai impresia că e cutăriță. După aia iar cutăriță moare. După aia iar ai impresia că e... Și sunt atât de mulți. Până ajungi la cel care a pus la cale toată nebunia asta, la un moment dat te prins, dar mie mi-a făcut foarte mare plăcere. Repet, mi s-a părut atât de distractivă și atât de, nu știu, atât de bine scrisă. V-am spus, n-am, ce a trebuit să o termin? Am terminat-o pasta de nu știu cât timp, și pasta încă n-am terminat-o. Foarte interesantă. Eu chiar m-am distrat. Deci a fost o lectură care mi-a mers la inimă și care, nu știu, m-a destins, mi-a mi făcut foarte mare plăcere. Personajele mi s-au părut foarte bine conturate, a fost simpatică tare. Legat de primele din Rumorg, de Edgar Allan Poe, unele dintre ele mi s-au părut cam neterminate, sincer. Uh, Mi-ar fi plăcut să fie un pic mai conturate. Mai am doar trei povestiri, dar preferata mea până acum este Cărăbușul de Aur. A fost foarte interesantă. Vă spun chestia asta în cazul în care o descoperiți vreodată. Um, ce să vă mai spun eu despre ea? Mă așteptam să fie mai sinistră, unele dintre uh, povești conțin elemente de supranatural, altele deloc sunt bazate pe știință. Și uh, povestirile astea bazate pe știință mi s-au părut foarte, foarte interesante. Este o lectură pe care nu regret că am început-o pentru că nu citisem absolut nimic de la, uh, de la autor și cu această ocazie. Dacă vine vreodată vorba, pot și eu să port o conversație despre Edgar Allan Poe și chiar vreau să caut mai multe informații despre el, pentru că pare, mă rog, un, un autor foarte interesant. Un autor care de altfel a fost regăsit și aici, Paradisuri Artificiale de Baudelaire, este o carte superbă de la editura Art. Mi-am luat eu mai multe din, acest, din colecția lor de la Art, cum se numește, Art Classic. Wow! Și copertele acestea absolut extraordinare te încurajează să citești mai, mult, mai mulți clasici. Um, unde am rămas? Și mi-a place, ne mai și distrăm, mi s-a părut interesant clip, mulțumesc mult de tot. Uh, colecția de la litera chiar este drăguță, dar eu n-am simțit nevoia să-mi iau pentru că multe dintre cărțile aveam deja și nu voiam să le dublez. Ne mai destindem Uh, Fabian, eu am terminat acum o zi pacienta tăcută și finalul a fost. A fost? s a plăcut sau nu ți-a plăcut? Sunt foarte curioasă pentru că eu am, am, o problemă cu acea carte. Mă rog, aici discutăm despre vicii. Discutăm despre vinuț, discutăm despre opiuț, discutăm despre hașișuț, undeva în contextul secolului XIX și cum vede Baudelaire toate aceste situații și dependențe. Bineînțeles că sunt toate extraordinar de negative, bineînțeles că ți-au mințile, bineînțeles că nu știu ce, dar sunt convinsă că le-au încercat cu toții, pe toate. Nu mă păcălești. Nu mă păcălești. Adică e ca vorba aia, fă ce zice popa, nu ce face popa. Fă ce zice bodler, nu ce face bodler. Da, a fost o lectură oricum interesantă, pentru că um, Cumva să vezi cum se raportau oamenii la dependență și la substanțe interzise atunci și la cât de multe asemănări există, dar cât de multe diferențe există. Și partea asta de diferențe cumva este mai gravă. Dar a fost o lectură interesantă și uh, destul de scurtă. Trebuie să mai aucrăpăm. A, așa. Uh, Fabian revine cu o concluzie, mi-a plăcut și mi-a plăcut. Da, înțeleg ce spui. A fost un plat twist acolo, dar eu nu, am, nu pot să trec peste personajul Teo. Nu mă declar uh, fana cărții pacienta tă tăcută. Bun, deci am mai citit o carte în luna septembrie, despre care nu o să vă vorbesc acum, pentru că vine din vlogul joi. Și o să aflați acolo toate informațiile. Este vorba despre Yellow Face de Rebecca F. Quang. Nu vă zic absolut nimic. Vă aștept joi. Sper să vă placă acele din vlog. ce cărți ați citit voi? Acum este rândul vostru. Eu am vorbit foarte mult. Nu ustură Și sunt foarte curioasă ce cărți ați citit voi. Dacă vreți să scrieți după aia după ce închid live-ul, poate vă e mai ușor să vă concentrați Să-mi spuneți ce părere ați avut despre cărțile pe care le-am citit eu Câte dintre ele ați citit și voi Ce cărți v-au atras atenția Faceți cum vreți voi, știți că eu întotdeauna sunt deschisă Bun, bun acest live, mulțumesc mult de tot, mă bucur că ți-a plăcut Da, da, și eu de-abia aștept să, să intre din vlogul cu Yellow Face Uh, Adina ce că mi-a plăcut foarte mult Babel, uh, nu am auzit de bine de Yellowface Am citit din ele Casa de lângă la Kim Morton. Scrie incredibil de bine Kim Morton. Eu am citit uh, Orele îndepărtate și nu prea mi-a plăcut. Dar am spus că o să-i mai dau o șansă lui Kim Morton pentru că toată lumea spune că scrie extraordinar. Nu... au fost câteva lucruri care m-au deranjat, dar cred că e vorba doar despre personalitatea mea. Asta tot. Așa, asta am spus și eu în clip atunci când am vorbit despre cartea aceea. Uh, nu am auzit de bine de Yellow Face. Nu zic nimic. Nu zic nimic. De Gustibus. Uh, momentan citește cei șapte soți al lui Evelyn Hugo sau așa cum am spus eu tot timpul, cei șapte hoți al lui Evelyn Hugo. Da, Trebuie să mă pun și eu la punct cu Gabriel Garcia Marchez pentru că nu mai țin minte ce am citit și ce nu de la el Ana Maria citit menajera în luna septembrie și cum ți s-a părut? Mie mi-a plăcut, mă rog, în cazul în care n-ai văzut-o din vlogul, dar sunt sigură de veche în anul de secară. Ce frumos, Carla! Mă enervează personajul principal care este și povestitor. Da, este o carte clasică. Uh, nu ți-a plăcut finalul de la menajera? Foarte interesant. Spunem de ce. S-a părut tras de păr, s-a părut că s-a rezolvat prea repede totul. Da, Recunosc. Recunosc în orice caz finalul de la cea de-a doua carte a fost mult mai relevant și a avut mult mai multă logică. și eu vreau să citesc el să abia aștept să-ți aud părerea. Curând, am citit veche în anul de secara cu 10 ani, mi-a plăcut enorm. Cred că mă așteptam la mai mult. Da, înțeleg, înțeleg. ce citești acum? Acum, nu citesc nimic. Am citit astăzi din crimele din rumor și mi-am pus deoparte o carte. Unde este? Uh, manual pentru femei de serviciu de Lucia Berlin. Este o carte pe care am primit-o la Bookfest, pe aceea o voi începe. Este tot proză scurtă și de-abia aștept să aflu uh, poveștile femeilor. Asta urmează să citesc. Am... Uh, de când am terminat, ce am terminat ultima oară? Ah, yellow face. <laughs> yellow face, am și uitat dacă nu am văzut-o aici în listă. Da, dar asta urmează să citesc. Uh, recomand oameni și șoareci. Am mai citit și altceva, trilor, un autor bun pe genul ăsta. A versiune miere neagră de Dan Presa și mă cu carte de eseuri. U, uh, curajoasă! Lorelai Aaaa. Ana Maria Sunt curioasă de continuarea de la amenajarea Sper să-mi placă mai mult Până la urmă, dacă nu-ți place, nu-ți place Fiecare cu gusturile lui Eu am început ieri miliarde și miliarde Nu știu despre ce e vorba Da Mă bucur mult de tot să să văd, nu știu, așa că suntem aici împreună și discutăm lucrurile astea și vă mulțumesc mult de tot dacă ați fost alături de mine. Este emoționant, sincer, pentru că efectiv simt că vorbesc cu voi. Da, este, este antrenant și faptul că puteți să discutați mai direct așa decât adică dacă ați face un în comentarii. Ce ai de gând să citești de Halloween? Așa cum am spus în clipul trecut, nu sunt foarte mare fană a cărților horror. În general, cărți din astea care te sperie și care sunt legate de Halloween, nu sărbătoresc Halloween-ul. Probabil că atunci când eram mai tânără, nici nu mi-am dacă am mers la vreo petrecere de Halloween din asta gen să ne costumăm. Dar totuși să sting odorizantul de cameră. Dar nu știu, o să citesc fix ce mi vine la mână. Am TBR-ul pentru toamnă. Vreți să vă spun câte cărți mi au mai rămas din TBR-ul pentru toamnă? Mi-a rămas o carte. Două, 3, 4, 5, 6, 7. 7 cărți. 7 pe care le pot citi foarte repede luna aceasta dacă vreau. Deci aș putea chiar să-mi duc tbr de toamnă la bun sfârșit? Wow! Uh, mulțumesc și eu, Ioana. Ana Maria, azi am început cuvântul e de Anthony Horowitz și e foarte interesantă deocamdată. Spăr la citit, mă bucur. Gânduri despre viață și moarte în pragul mileniului. Este scrisă prin anii 90. Uuu, uh, tare! vremea uh, vrăjitoare, Chris Bohalian. În de toamnă îmi place mult să citesc Agata Cristi. Și mie îmi plac mult aceste live-uri. A, ah, mă bucur. Uh, cartea mea preferată din septembrie a fost Eugenie. Acum citesc vreo cinci în paralel. Wow! Și de King, Donatar și Robert Gelbreit. Numai monștri. Woo! -woo! <laughs> spor, spor, Georgiana. Uh, am momentan citesc Institutul de Stephen King. Sper să mă apuc și de dragostea în vremea holerei, dacă am făcut de Gabriel Garcia Marquez. Uh, numai șapte cărți în două luni. Felicitări. Știu că erau mai multe. Atâtea mai am. Șapte cărți. Mulțumesc. Da, erau mai multe, dar uh, erau acestea, multe dintre ele pe care tot mai vi le-am arătat. Uh, am comandat firmele de mătase și o carieră malefică. Nu știu, eu sunt foarte, foarte încântată atunci când... Uh, cineva urmează să citească unele dintre cărțile mele preferate. Când mai faci book haul, Fabian, când o să am bani să-mi cumpăr cărți. <laughs> Sincer. <laughs> da, și mă, mă, bucur foarte mult pentru că putem să împărtășim și, nu știu, simt așa că merită citite. Am citit Emma, iar am început America de Kafka. U, ce frumos! Mi-a plăcut foarte mult tema, deși au fost uh, situații în care m-a enervat răsfățul și uh, lipsa ei de empatie față de alte persoane. Uh, de la Marquez am pe TBR un de singurătate, am citit Dragostea în vreme holere și mi-a plăcut mult. Iar mie tocmai mi-a venit Ken Follett, Armele Luminii, ultima parte din seria Kingsbridge. Păi eu am citit seria Kingsbridge, dar uh, așa cum am spus, nu. Nu îmi cumpăr cărți noi, așa că o să mai aștept puțin până când o să, o să ajung și la Armele Luminii. Mi-a plăcut foarte mult. Cartea mea preferată e Institutul de la Kindle Recomand. Eu nu am suportat-o pe mai enervantă fetița aia. Da, bine, presupun că asta era și ideea, pentru că am observat din cărțile lui Jane Austen că are un sens al ironiei și un simț al ironiei foarte dezvoltat. Și folosește chestia asta în multe dintre personajele ei, în special pe ce la cele feminine Și probabil că este un comentariu social Există multe sau existau multe fete de genul ei, răsfățate, bogate, frumoase, populare Care se comportau fix așa Dar sperăm, să sperăm că ea a înțeles Ia să vedem Menajera, veriti, sfârșitul 7 decembrie 1989, toți cei din familia mea au ucis pe cineva. Am înțeles. Pe mine m-a amuzat tare cartea Ema. Mi-a plăcut și mie, adevărat, cu ironia, a fost și amuzantă. Da, a fost, a fost a avut și păr părțile acestea uh, comice, dar. Nu știu dacă ar fi să fac o, dar nu nu, nu pot să fac pentru că mai am de citit uh, Mănăstirea Northanger și uh, Parcul Mansfield, cred că așa se traduce. Sunt acum uh, scoase recente la editura Corinth, dar eu nu mai cumpăr cărți. Iar Mănăstirea Northanger este o ironie la adresa literaturii gotice a perioadei și vreau și eu să o citesc. Pentru că sunt foarte curioasă, sunt menționate multe dintre cărțile populare gotice ale perioadei și normal că vreau și eu să știu despre ce e vorba, dar nu, 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 nu. Um, wow, apropo, mi-a sus și Mănăstirea Northanger, abia aștept să o citesc, Păr la citit, de acord, cred că mai sunt alte eme și în ziua de azi, în viața de zi cu zi. Cum faci să nu intri în Reading Slump? Câteodată pățim chestia asta, uneori e foarte greu să îl evităm pentru că nu ne dăm seama că nu ni se potrivește cartea respectivă la momentul potrivit. Nu-ți dai seama și îți dorești foarte mult să o duci la bun sfârșit, chiar dacă te chinui. Cred că în timp, ca și cum eu am așa foarte multă experiență, ajungi să identifici acel sentiment care îți dă efectiv de înțeles că nu e momentul potrivit să citești cartea respectivă și că de te chinui și să intri în reading slam, mai bine o pui deoparte și încerci să o citești altă dată, când poate chiar funcționează um, sau nu se potrivește și te împotrivește să o termin. Da, cred că este o chestie de, cum să zic, de, uh, de empatie față de tine. Până la urmă nu ne obligă nimeni să terminăm o carte Știu și eu am fix același lucru, aceeași problemă Trebuie să o termin odată ce am început-o Dar nu este nicio problemă Sunt convinsă că altă dată Atunci când ai starea potrivită O să meargă acea carte de minune Sau nu, poate... Oh, am lovit scaun, scuze scaun. Poate chiar nu se potrivește cartea respectivă ziua în care mama a avut ochi verzi, mi-a plăcut, mă recomanda, da, am auzit multe lucruri despre ea. Abandonați cățile va veni în o altă dată sau deloc și e perfect în regulă. Da, așa este. acesta este unul dintre cele mai bune modalități de a evita reading slump-ul Și de a-ți de a asculta, nu știu, emoțiile și atitudinea și simțurile din perioada aceea. Pentru că, de exemplu, dacă e, să zicem că e o perioadă în care ești foarte stresat sau ești foarte anxios sau ești, nu știu, ai o grămadă de lucruri pe cap, trebuie să ne găsim cărți care să ne destindă. Nu putem să citim cărți care să ne bage și mai tare în zona aia, în gaura neagră, cum îmi place mie să zic. Mă simt foarte vinovată când încep o carte și nu-mi place. Mă simt așa de vinovată dacă renunț. Scopul cărților, în principiu, și mai ales în ceea ce privește, non, ceea ce privește ficțiunea, este să ne aducă bucurie. Eu cred că, de fapt, cartea în sine o să se simtă foarte prost dacă nu, dacă nu te bucuri în timp ce o citești. Da, e foarte greu. Am înțeles că e mai bine să abandonezi uneori, bine ai spus. Nu mai vreau vară. Așa fac și eu cărțile uh, care nu rezonez, le abandonez. Ai citit viața după viață de Kate Atkinson. O recomand, e foarte bună, mi-a plăcut mult. Nu. Încă nu. Sau luați cărți ușoare scurte, mergeți la sigur cu ceva autor sau gen care vă place de obicei. Sigur că da. Nici eu nu pot să las o carte până nu o termin, dar cred că o să țin cont de sfatul tău. Da, trebuie să, să, facem și așa o introspecție și să ne gândim. Băi, perioada următoare, nu știu, Poate că atunci când sunteți mai relaxați sau suntem mai relaxați, putem să ne alegem și subiecte mai dure. Uh, Mi-a plăcut foarte mult acest live. Te las acum să continui lectura, toate bune. Spor la citit! O seară frumoasă, toate bune! Da. Și nici mie nu miese -mi de fiecare dată, mai ales că uneori încerc să mă țin de un plan, mai ales că uneori. Uh, îmi doresc, nu trebuie, îmi doresc eu să citesc o anumită carte pentru un anumit clip, dar vedeți, anul acesta, față de anul trecut, n-am făcut aproape deloc chestia asta. Mi-am lăsat atât de multă libertate în ceea ce privește lecturile, încât nu am simțit neapărat nevoia să citesc o anumită carte pentru un anumit timp, adică pentru un anumit clip, adică într-un anumit moment. Și mi-a fost foarte bine. Dar, pe de cealaltă parte, nu am fost atât de organizată în ceea ce privește clipurile. Asta spun eu din punct de vedere al booktuberului Ștefania, nu al cititorului, al cititoarei Ștefania. Și nu știu cum e mai bine. Poate o, un echilibru, întotdeauna un echilibru e cel mai bun, dar cum să facem să-l găsim? Da, știu, dar vă povestesc așa, prin, din experiența mea. Pentru că e bine să fii și organizat, pe de cealaltă parte, e bine să ai și libertatea de a alege să citești absolut ce vrei tu. Da, înțeleg, înțeleg și mă bucur, mă bucur mult, dar împărtășesc. Mai ales că am trecut de perioada aceasta în care eram obligată să citesc ceva pentru școală și mă bucur foarte, foarte tare. Nu că cum să zic, nu, vreau să descurajez cititul în rândul elevilor sau studenților. Doamne, ferește de parte de mine așa ceva. Dar mi se pare că ideea de, de titlu băgat cu forța pe gât, din start, impune elevilor o, o, stare de respingere totală. Așa cum evoluăm ca oameni, evoluăm și ca cititori. Ajungem să ne cunoaștem mai bine gusturile, să le schimbăm. Eu uh, eram fan fantasy, acum mai puțin Eu eram fan thrillere, acum mi se pare că sunt atât de multe thrillere slabe pentru că reușesc să intuiesc ce și cum sau uh, au un final făsit. Dacă ai foarte multă experiență, da, până la urmă uh, sunt foarte rare situațiile în care un final de thriller chiar te dă așa peste, peste cap. Nu contează foarte mult să cumperi o carte scurtă, cât contează că acea carte să fie pe placul tău. Eu am citit uh, cartea lui Stephen King, care este uh, 11-22-63, nu? Este o carte mare, dar am citit-o foarte repede. Mie îmi plac clipurile tale, să le faci cum simți. Mulțumesc! Mulțumesc mult! De obicei, chiar fac, uh, fac treaba asta. Mă bazez foarte mult pe intuiție și pe starea mea adevărată. Adică știți că eu mereu am spus... Chiar dacă am citit am citit roșu și negru, acum foarte mult timp, poate că nu era momentul potrivit, poate că n-am înțeles cartea cum trebuia. Mi-a plăcut, dar nu știu, nu-mi amintesc foarte mare lucru din cartea. <laughs> trebuie să recunosc. Cred că toate cărțile astea clasice trebuie citite după o anumită vârstă le înțelegi altfel, le apreciez altfel. Apropo, știți că am în TBR-ul de toamnă frații Caramazov, nu? Cred că o să fie ultima la care voi apela. Dar nu fac, nu am făcut, nu mi-am făcut eu uh, nicio promisiune. Am scos să încerc și dacă nu-mi place, probabil că mai trebuie să mai aștept, să mai aștept câțiva ani. Da. Hu! Mi-a plăcut foarte mult videoclipul despre surorile Bronte Felicitări. Mulțumesc, mulțumesc că am muncit mult la el. Apropo, acela a fost un clip pe care l-am făcut anul ăsta, nu? Deci pentru el am citit special. Nu că m-am chinuit foarte mult să citesc surorile Bronte, pentru că a fost o adevărată plăcere, sincer. Sunt curioasă, Cifania, care este autorul tău pe partea de thriller preferat. Al meu este John Grisham. Mm, autorul meu preferat pe partea Partea de thriller este Stig Larson, <laughs> Seria Millennium rămâne preferata mea. Uh, da, și mie mi-a plăcut mult video despre surorile brunte, chiar un clip muncit. Mulțumesc! Jiner! Jiner! Uh, câte cărți ai citit până acum în anul acesta? Habar, nu. La final de an, o să facem, uh, cum se numește, un bilanț și o să vedem ce se întâmplă. și cum, cum, am descurcat anul acesta. Nu îmi propun să citesc un anume număr de cărți. Sigur, sigur am citit mai puțin ca anul trecut, dar nu contează. Am avut parte de niște lecturi extraordinare. Stig Larsen inimioară? Întotdeauna. Întotdeauna Stig să inimioară. Dar abia aștept să descoper noua carte din seria Millennium, care va fi scrisă de o femeie. Sunt foarte curioasă pentru că L-am avut pe Stig la, uh, Larsen, l-am avut pe David Lagerkranz iar acum o să avem și noi o femeie. Și sunt foarte curioasă cum o să o vadă o femeie pe Lisbeth Salander. Doamne, nu pot să cred că o să mai am șansa să mă întâlnesc cu personajele astea. Sunt atât de emoționată și de-abia aștept să apară cartea aceea. nu vine să cred. Voi vă dați seama. Știu că vă dați seama, dar e așa. Dacă, da, am văzut toate filmele, toate variantele, tot, tot, tot absolut tot. Tot. Că omul ăsta, Stig Larsen, a conturat niște personaje atât de extraordinare încât doi autori diferiți îi continuă povestea? Da, încă o, o carte milenium. O să apară de curând la uh, Editura 3. Deci a făcut o treabă extraordinară, extraordinară. Și uh, faptul că el era în viața de zi cu zi jurnalist de investigație, adică lucrurile uh, pe care le a menționat acolo, problemele de corupție politice legate de Suedia nu erau chiar ficțiune Sunt foarte mișto comparați cu varianta americană Bineînțeles că sunt foarte mișto, da sunt total de acord Singura chestie care m-a deranjat este că în varianta suedeză Michel Blomqvist era un pic cam în vârstă, mi s-a părut cam mare diferența de vârstă, un pic cam vulgară diferența de vârstă dintre ei De la tine am aflat de serie și m-am îndrăgostit de ea Mă bucur pentru că este minunată Fabian, te uiți la seriale Mă ui la seriale, bineînțeles uh, da. uh, Și așa cum am spus, sunt foarte entuziasmată De faptul că urmează o nouă carte Și că o să fiu iar alături De, uh, de Personajele astea, sunt foarte curioasă Vreți să vă spun un secret? Vreți să vă spun un secret? Da, vreți Um, mă gândesc că, înainte să apară cartea, să recitesc toate cărțile Millennium. Toate șase cărțile Millennium. Pentru că nu mai țin minte detalii. Țin minte în mare ce s-a întâmplat. Au trecut niște ani buni și niște multe cărți pe care le-am citit între timp. Dar uh, mă gândesc. Nu știu exact dacă o să fac chestia asta. Sunt convinsă că dacă o să acord o săptămână, am să le citesc pe toate, am să le devorez, am să le. Pentru că, prin faptul că nu mai amintesc mare lucru, o să fie totul ca și cum aproape le-aș de la capăt. Mă rog, nu totul, dar acele detalii pe care nu mi le amintesc. Oricum, dacă mă. Dacă. Mă hotărăsc să le recitesc. Cu siguranță că voi face un din vlog, vă țin la curent cu fiecare detaliu. Da. Dragilor, eu cred că am să închid aici, deci din vlogul. Vă mulțumim, din vlogul, auzi, live-ul. E clar, am obosit, trebuie să, să închid. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați participat și că ați fost atât de minunați și că ați comentat și că ați discutat cu mine și că mi-ați povestit despre voi. Sunteți extraordinari. Sunt foarte, foarte mândră de, de comunitatea aceasta și mă bucur mult de tot. ne spus că sunteți alături de mine. Să aveți spor la citit, o săptămână minunată, o seară minunată. Am să vă las în descriere, imediat acum. O să trec la partea de editare a clipului. Am să vă las toate cărțile acolo. Am să vă las acolo adresa căsuiei mele poștale, pentru că poate sunt unele persoane care nu, că, care nu știu că am căsătorie poștală și puteți să-mi trimiteți ceva dacă doriți. Și am să vă las acolo și linkul unde puteți deveni membri ai canalului, iar în calitate de membru veți avea acces la conținut exclusiv și plănuiesc să fac și un club de carte. Apropo, membrii care n-au răspuns la întrebarea despre clubul de carte, aștept, aștept răspunsul vostru. Așadar, găsiți acolo toate informațiile în descriere. Vă pup să aveți o seară minunată. Nu știu, sper că n-am uitat să spun nimic. Ne vedem joi cu un clip nou cu Yellow Face. Noapte bună și vă mulțumesc mult încă o dată. Pupipam! pam